Pentru a evita prădătorii, căprioarele folosesc diverse tactici, cum ar fi mimetismul, săritul în apă pentru a scăpa de prădătorii mai puțin confortabil cu apa, sau stând nemișcate pentru a se ascunde și a nu atrage atenția. Multe specii de căprioare sunt active noaptea, făcându-le animale crepusculare sau nocturne. Căprioarele sunt cunoscute pentru abilitățile lor impresionante de a sări fiind capabile să sară la înălțimi considerabile și să depășească obstacole, în timp ce urechile mari și sensibile le ajută să detecteze sunetele și pericolele din mediul înconjurător. Astăzi ne aventurăm în minunata lume a căprioarelor, unele dintre cele mai grațioase și uimitoare creaturi din regnul animal, unde vom explora viața lor, habitatul, obiceiurile și multe altele. Căprioarele sunt mamifere grațioase, cunoscute pentru eleganța și privirea lor blândă. Aceste animale fac parte din familia cervidae și sunt strâns legate de cerbi și elani. Căprioarele variază în dimensiuni în funcție de specie. De exemplu, căprioara europeană, una dintre cele mai cunoscute specii, are în medie o înălțime la umăr de aproximativ 70 de centimetri și o lungime de aproximativ 100-140 de cm. Căprioarele pot fi găsite în diverse habitate, de la păduri și pajiști până la zone montane și de câmpie. Ele sunt răspândite pe tot globul, cu specii precum căprioara albă din America de Nord sau căprioara Sica din Asia de Est. Primăvara marchează începutul ciclului anual al căprioarelor. Reproducerea căprioarelor are loc în timpul primăverii și variază de la specie la specie. Puii de căprioară sunt incredibil de drăguți și vulnerabili la naștere. Picioarele lor sunt slabe și nu sunt complet dezvoltate pentru a fugi sau a se ascunde eficient, ceea ce îi face vulnerabili în fața potențialelor pericole și a prădătorilor. Durata de viață a căprioarelor variază, și poate ajunge până la 10-15 ani, în funcție de specie și de factorii de mediu. Vara este sezonul de vârf pentru căprioare, când hrana este abundentă și vegetația este înfloritoare. Acest anotimp oferă căprioarelor oportunitatea de a se hrăni din belșug. Aceste creaturi delicate, cunoscute sub numele de căprioare, sunt erbivore și se hrănesc cu plante, ierburi, frunze și muguri. Pe măsură ce se hrănesc cu frunze, tulpini și alte vegetații, aceste animale pot adesea transporta semințe în blana sau pe copitele lor. Cu treierând prin habitatul lor natural, aceste semințe pot cădea în sol, ajutând astfel la regenerarea și creșterea plantelor în acea zonă. Astfel, căprioarele contribuie la menținerea echilibrului și biodiversității în ecosistemele lor. Odată cu venirea toamnei, căprioarele se pregătesc pentru sezonul rece care se apropie. În această perioadă, căprioarele pot deveni mai active în căutarea hranei, deoarece frunzele încep să cadă, expunând mai multe resurse. Această perioadă este una deosebit de periculoasă pentru căprioare, deoarece sezonul de vânătoare începe, iar prădătorii umani își fac apariția. Iarna reprezintă un sezon dificil pentru căprioare. Hrana devenind mult mai puțin disponibilă din cauza stratului de zăpadă și a temperaturilor scăzute. Pentru a supraviețui, căprioarele folosesc straturile dense de vegetație și păduri, pentru a găsi hrana rămășiță și pentru a se adăposti de frig. Căprioarele comunică folosind sunete și mișcări ale corpului. Aceste animale pot emite sunete cum ar fi țipătul sau scâncetul, pentru a comunica între ele sau pentru a avertiza asupra potențialelor pericole. În pofida frumuseții lor, căprioarele se confruntă cu amenințări precum vânătoarea excesivă și distrugerea habitatului lor. Protejarea acestor creaturi este esențială pentru menținerea echilibrului în ecosistemele în care trăiesc și pentru a le permite să ne uimească în continuare cu grația și frumusețea lor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi aventuri.